Salut, flăcăi și flăcoașe. Sunt eu, Spanac. Sunt răcit cobză. Da, se întâmplă. Am fost odat cu apă rece. Și cu toate că suntem la capitolul cărți, care am tot vorbit și despre Nemira și cu Ovidiu am vorbit prostie, mi-a venit o idee. Bine, ideea aveam mai de mult, dar acum am zis hai să o pun în practică, repede până nu mă duc la muncă. Să vă citesc niște cărți. O să începem cu o carte, așa a ajuns cartea. O carte care mie îmi place foarte mult. Se numește DBD-ii mei, de Nicuță Tănase. Am să citesc doar două pagini, să văd dacă vă place. Și dacă vă place, o să continui și o să citesc toată cartea, dar încet, încet. Bun, hai să începem. S-a mutat pe Giulești un popă și a adus bagajul 4 camioane trase de cai zdraveni. Avea ceva bagaj popa. Au ieșit femeile la porți. Au dat năvală de parcă ar fi bătut cineva toba. Uite-le, au și început să comenteze. Ne vine un popă nou. Ăsta o știe liturghia pe de rost. De ce l-o schimba pe părintele Ionescu? Era cum se cade. Toate se mire, toate dau din numeri. Dar cu ochii la lucrurile din camioane. S-au luat câinii după camioane, latră ca după urs. S-ar și la cai, ca lupii, se apuce de nări. Așa e la mahala. Femeile își fac de lucru prin fața casei. Le-a apucat vrinicia. Mătură podeaua. Stropesc. Unele iau sacoșa și merg în urma camioanelor. Zic că se duc la piață, la cumpărături. Ia uite, madame Alexandrescu, ce șifoniere are popa. Ei, ce zici? Poate că nu-ți plac. E, alea trebuie să fie de mahon. De mahon sunt? Sigur. E, ce mobilă. Doamne, iartă-mă, dar prin capul meu trec niște întrebări. Din ce și-o fi făcut el atâtea? Din leafă ori din colaci? E, din leafă. Dar noptiere n-are? Uite-le în camionul celălalt cu Ana Victorinu. Ai văzut dumneata dormitor fără noptiere? Unde le vezi? În camionul ăla din față. Ce, ai orbul găinii? Madame Alexandrescu lasă pe Coana Victorina, se uită după noptiere și intră în vorbă cu altă femeie, care a scos capul pe fereastră. Ei, madame, statulat, nu mergi la piață? Coana Victorina, după ce a văzut cu ochii noptierele și alea de mahon, a început să înghită în sec. Lasă coșul pentru cumpărături lângă Madame Alexandrescu și aleargă peste drum. A văzut pe cineva. Alecule, măi Alecule, ia stai puțin! Alecu Vasile se oprește. Ce-i Victorinu, ce ai pățit? Cu Răduș, Alecule. Ce-a făcut Răduș? Păi, tu nu știi? Șumerează arză-l-ar focul să-l arză, că e omul în toată firea și nu i-a venit mintea la cap. Când mă gândeam și eu că o să-mi fie de un ajutor. N-a intrat la lucru? Ce face? Vagabondează cu pârlitul ăla de Ilie Chelie. Vezi, Alecule, dați-ar Dumnezeu sănătate. Poate poți să-l paci la voi acolo, la triaj. Că mai aveți voi locuri pe acolo. Pune-l tu o vorbă bună. În partea cealaltă a drumului, madame Straturat a deschis fereastra. Chipurile se aerisească. Se uită și ea după caravană. Trei copii nepieptănați, tunși cu foarfeca de croitorie numai în scări, s-au îngrămădit la altă fereastră. Toată fața le e mânjită de dude. Ce-ar mai fugi și ei după camioane, dar îi lasă măsa? De unde? Dar cine se mută, madame Alexandrescu, îi scodește femeia de după fereastră. De fapt, e aflat. Știe cine se mută, dar vrea să-și mai găsească o vorbă. Să afle și părerea ei. Niște copii urcați în dudul din fața casei lui Madame Stratulat s-au oprit de mâncat. Așteaptă răspunsul. Curioșii copiii, ce n-au voie să știe? Madame Alexandrescu a rămas puțin în urmă, s-a uitat în toate părțile, a pus mână la gură să nu audă cineva și a strigat. E bagajul lui popa, clăbuc! Vine locul părintelui Ionescu. Îl mai schimbă să nu-l încezească. Dar zău Madame Stratulat. Să mor dacă nu-mi pare rău după părintele Ionescu. Era deștept zău și era tobă de carte. Asta a fost primele două pagini din carte. Data viitoare, alte două, trei pagini. Hai vă pupă!